Bun găsit, stimați telespectatori! Ne bucurăm să putem continua într-o aceeași formulă, o a treia emisiune cu doi invitați de excepție din Canada. Este vorba de domnul Onofrio Micoli din Toronto, președinte al organizației Viața Creștină TV Internațional, tradus de domnul Florin Dumitrache de aici din Cluj. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Welcome! Și, de asemenea, un însoțitor al domnului Micoli, Reynold Routledge, canadian-canadian, care va cânta, va interpreta o melodie și chiar mai multe și în această emisiune spre lauda lui Dumnezeu. Să-l ascultăm cântând această melodie. As I wake up in the morning, as I look across the sky, this could be a brand new dawning when I leave this world behind. Heavenly sunrise, one glorious morning when our Lord will take us home. What a great, great celebration, one like we've never known. I have read in the Bible how our Savior will appear. He will come in clouds of glory, and that day is very near. Heavenly sunrise, one glorious morning when our Lord will take us home. What a great, great celebration, one like we've never known. Heavenly sunrise, one glorious morning when our Lord will take us home. What a great, revenit după auzirea acestui cântec minunat cu o discuție despre perspectiva creștină asupra lumii. Ne-ați împărtășit în emisiunile anterioare modul în care Dumnezeu v-a mântuit și v-a implicat în misiune. Aș fi nerăbdător să aflăm și cum ați lucrat în Uganda și în Filipine. Dar să începem prin această perspectivă generală asupra lumii. Once again, first of all, sir, I am so glad that you are so gracious to have me again here. Încă o dată aș vrea să spun ce am mai spus și în emisiunile precedente. Suntem așa de bucuroși că ne primiți la emisiunea dumneavoastră. I feel that I am now part of the family. Deja mă simt parte din familie. And this is possible because I really have a passion for spreading the gospel through television. Și asta pentru că pasiunea mea este împărtășirea Evangheliei prin televiziune. And I'm happy that we can have another moment together. Și de aceea sunt bucuros că putem petrece încă o emisiune împreună. I'm always excited when we can be involved in sharing the good news with the world. Sunt întotdeauna bucuros când pot să am o anume implicare în împărtășirea Evangheliei față de lume. I don't understand everything that God has got in store for me. Nu înțeleg încă tot ceea ce Dumnezeu are planificat pentru mine. I know that God has worked many things in my life. Știu însă că Dumnezeu a lucrat multe în viața mea. And I'm still learning. Și eu încă învăț. I really know that God has got a plan for my life. Știu cu siguranță că Dumnezeu are un plan pentru viața mea. He's got a blueprint.
are deja o matriță pentru mine. It's got a design. Are un design. It's got a design for you. Are Dumnezeu făcut un plan și pentru dumneavoastră. You got up this morning. V-ați trezit în dimineața aceasta. Deciding to do certain things. Hotărând să faceți anumite lucruri. I want you to know that God's got also a design. Vreau să vă spun însă că și Dumnezeu are un plan al lui. And he expect us to follow that design. Și ne așteaptă ca să urmăm acest plan al lui Dumnezeu. If we listen, we will find that he is there talking to us. Dacă l-ascultăm pe Dumnezeu, vom fi în stare să înțelegem că el ne vorbește. And if we are faithful in the small things. Și dacă suntem credincioși ascultători în lucrurile mărunte. God will lead us step by step. Dumnezeu va fi cel care să ne călăuzească pas cu pas. Before Jesus went to heaven. Înainte ca Domnul Iisus să se ridice la ceruri, God gave us the great mandate. Dumnezeu ne-a dat un mandat, marele, marea trimitere. We find that at the end of the Gospel of Matthew. Îl găsim scris la sfârșitul Evangheliei după Matei. As well as in the Mark of, in the Gospel of Mark. La fel ca și în Evanghelia după Marcu. The mandate is still valid for today. Acest mandat este încă valid, este încă valabil până în ziua de astăzi. It's just as clear and vibrant today as it was when Jesus pronounced those words. Și este la fel de clar și la fel de plin de putere ca și în vremea în care a fost pronunțat there de Hristos însuși. There we read in the Gospel of Matthew chapter 28. Și citim în Evanghelia după Matei capitolul 28. Starting from verse 18, the second part. Începând cu versetul 18, a doua parte. All authority has been given to me in heaven and on earth. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son and of the Holy Ghost. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Teaching them to observe all things that I've commanded you. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. And lo, I'm always with you. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Even to the end of the age. Până la sfârșitul veacului. We don't know at what time we are according to the clock of God. Nu știm cât este ora din punctul ceasului lui Dumnezeu de vedere. But we know that the world needs Jesus today more than ever. Dar știm cu siguranță că lumea are nevoie de Domnul Iisus astăzi mai mult ca niciodată. There is a thick darkness on this world. Este o întunecime groasă, un întuneric mare în lume. There is so much evil in the world. Este așa de mult rău în lume. And while we live in a position of privilege. Și în timp ce noi trăim în anumite poziții privilegiate, we have a responsibility. Avem o responsabilitate. Especially us that God has given us a vision for the world through television. În special nouă celor cărora Dumnezeu ne-a dat o viziune de împărtășire a Evangheliei prin televiziune. I believe that God has placed in your heart this vision. Și cred că Dumnezeu a așezat aceeași dorință și în inima dumneavoastră. As you open yourself to this work, pe măsură ce ne arătăm deschiși față de acest tip de implicare, God will enrich you and the program. Dumnezeu va fi cel care să vă dea putere să vă îmbogățească în cunoștințe atât personal cât și programul dumneavoastră. And God will allow you and this program to do so much. Și Dumnezeu va permite și dumneavoastră și acestei emisiuni să facă așa de multe, să aibă un efect așa de mare. And I pray that God will not only impact Romania. Încât eu mă rog ca Dumnezeu să lucreze în așa fel încât să aveți un impact nu doar asupra României. But that God would somehow make you a leader to impact other countries around. Ci ca Dumnezeu să facă cum știe el să transforme și emisiunea și pe dumneavoastră într-un lider și pentru țările din jur. So we were invited to go to Uganda. Noi am fost invitați să mergem în Uganda. Because Uganda is in Africa. Cum știm cu toții, Uganda e parte din Africa. Just like Romania had its period of hardship. Și așa cum România și-a avut perioada ei de greutăți. Under a very bad man by the name Idi Amin. Și Uganda și-a avut perioada ei sub un conducător numit Idi Amin. In about 3 years, this man did so much bloodshedding.
Pe termen de 3 ani, omul acela acesta a făcut așa de multă vărsare de sânge. I've talked to people there in Uganda myself. Am putut să stau de vorbă cu ugandezi personal. People remember seeing Christian being tied with a chain behind his truck. Și oameni civili, cetățeni, încă își aduc aminte de vremuri în care creștinii erau legați cu lanțuri de spatele camioanelor, a mașinilor. And he would drive with this Christian tied behind. Și conduceau în plină viteză prin oraș cu creștinii legați în spatele mașinii. Till they would just drop dead in pieces. Și îi trăgeau după ei pe stradă până când cădeau morți. It's amazing to know that God cares. E uimitor să vedem însă că lui Dumnezeu îi pasă. Now people in Uganda are prospering spiritually. Acum cetățenii Ugandei prosperă din punct de vedere duhovnicesc. We were overwhelmed by the misery also of the people there. Dar am fost copleșiți să vedem sărăcia de acolo. We visited an hospital. Am vizitat un spital. Reynold Rutledge was with me. Domnul Reynold a fost împreună cu mine. And we went to this hospital and there was nothing that they could offer to the people. Și spitalul care l-am vizitat nu avea nimic de oferit oamenilor. No food. Mâncare. No medication. Medicamente. We brought medicine from Canada. Noi am adus medicamente și am donat din Canada. And we went and donated this to the medical office. Și le-am oferit celor în conducerea spitalului. They were so happy that we had brought suitcases of medicine. Au fost așa de fericiți să vadă că am adus geamantane întregi de medicamente. We were told about the pediatric ward where so many children had no food. Ne s-a spus de partea de pediatrie în care o grămadă de copii internați în spitalele lor nu au deloc mâncare. So we went there with food, milk for the children. Așa că am mers și am dus mâncare și lapte pentru copii. But we were told also that all the patients had no food. Până la urmă ni s-a spus că ei nu au mâncare pentru niciunul dintre pacienții internați. So together working with the local church. Așa că lucrând în colaborare cu biserica locală. We cooked lots of food. Am gătit mâncare în cantitate mare. We loaded it on a truck. Am încărcat-o într-o mașină. And we went there to distribute food to the people. Și am mers la spital ca să împărțim pacienților. People lined up for the only food that would have maybe for days. Oamenii au stat în linii lungi ca să poată avea acces la hrana la care nu au avut acces poate de zile. And people would ask us, why are you doing this? Și în timp ce îi serveam, oamenii întrebau, de ce faceți lucrul acesta? I have one answer. Am avut un singur răspuns. Because Jesus said to go and preach the gospel to every creature. Și răspunsul era, Iisus ne-a cerut să mergem să propovăduim Evanghelia la orice făptură. Now we know that the word gospel means good news. Și noi știm că cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună. And the good news is good news when it can meet the need of somebody. Dar vestea bună este cu adevărat veste bună doar atunci când poate împlini nevoia specifică a cuiva. If I am dying with thirst. Dacă mor de sete, and I mean really dying with thirst. Și mă refer la o sete la limită. I'm having high fever. Am ajuns în febră din cauza setei. Cannot talk anymore. Și nu mai pot vorbi. The good news is that I have a glass of water. Veste bună este că pot să am acces la un pahar cu apă. And then after that I drank that water. Și după ce beau acest pahar cu apă, now I feel better. Acum mă simt mult mai bine. Now I have the energy to talk. Acum am energie să mă pot exprima. And I say, why did you do this for me? Și pot să întreb de ce ai făcut această faptă bună pentru mine? And then I hear somebody telling me. Și apoi pot să aud pe cineva spunându-mi. That I received that water because the love of Christ. Că mi s-a oferit acel pahar cu apă datorită iubirii Domnului Hristos. Now I am ready to listen to that message. E, acum sunt gata să ascult acest mesaj. So we are talking about Christianity that is real. Așa că acum am putut vorbi cu oamenii despre faptul că creștinismul este real. So that we don't speak just words of grace. Că noi nu exprimăm doar cuvinte, doar vorbe despre har. But we do works that talk about the grace of God.
Ci noi vorbim despre harul lui Dumnezeu prin faptele noastre. So when we got an opportunity to do something in Uganda. Așa că ori de câte ori am avea posibilitatea să facem ceva în we Uganda. We felt it was our responsibility to go there. Am simțit că e responsabilitatea noastră să mergem acolo. Cam de câte ori ați fost în Uganda? Only once. Because we have lots of invitation in many places. Și asta pentru că suntem invitați în foarte multe alte locuri. You see, this is my first time here in Romania. Vedeți, asta este prima mea venire în România. But we got already so many invitations. Dar deja avem atâtea invitații în țara noastră. That we would have to cancel all the rest of the world. Că ar trebui să le negăm și să le refuzăm pe celelalte din restul lumii. So right now my desire would be yes to come back. De dorința mea de acum ar fi da să mă reîntorc în România. But we have to deal with the reality. Dar trebuie să facem față realității. Întrebarea este dacă păstrați legătura cu bisericile din zonă și continuați lucrarea și de durată sau a fost doar un ajutor ocazional. Well, we went for one time. Noi am fost acolo o singură dată. We did what the Lord helped us to do. Am făcut ceea ce ne-a ajutat Dumnezeu să facem. For the hospital. Pentru spitalul despre care v-am spus. As well as for the local church. Cât și pentru biserica locală. We had evangelistic meetings in the open air. Am avut și întâlniri cu caracter evanghelistic în aer liber. And we felt that at that time that's what God wants us to do. Și am simțit că pentru momentul acela asta vrea Dumnezeu să facem. Since then we've been invited again. De atunci noi am mai primit o grămadă de invitații. In a sense, we would like to go. Și ne-ar place să mergem. But the schedule is tight. Dar programul nostru e foarte aglomerat. Știu că sunteți foarte implicat în India. Yes. Dacă vreți să facem o mică pauză și să ascultăm un cântec cu ilustrații din India și vom merge mai departe. Jesus cares for you, and He'll be there for you, no matter when you call, He'll answer you. Oh yes, He cares for you, He's always there for you. Discouraged, for in your darkest hour He'll give you rest. He'll heal your broken heart and wipe away your tears. His love and strength will take away all your fears.